doctoratul în România, mai e pe bune? Dom'le, nu pot să-mi dau nicio părere în momentul. Am rețineri multe. La ultimul scandal care e în presă acum, nu cred. A trebuit premierul să-și dea demisia? Mă abțin. Mai reprezintă ceva teza de doctorat în România? Da. Teza de doctorat este foarte bună. Școala românească a fost întotdeauna bună. Ar trebui premierul să-și dea demisia? Nu, nu trebuie să-și dea demisia. Pentru că sunt unii cu ambiții, are și el ambiția lui, ca învăța și el. Doamne, cred că reprezintă, dar nu trebuie să-i băgăm pe toți în aceeași oală, din punctul meu de vedere. Adică bănuiesc că sunt și oameni care l-au luat pe corect, pe drept, în mod cinstit, cum ar fi doamna Andronescu, care a fost-o acum ministru. Ar trebui premierul să-și dea demisia, mai ales în cazul în care va fi dovedit ca plagiator? În condițiile astea, da, fără discuție, dacă se dovedește. De altfel, cred că și dânsul a spus la același lucru, că își va da demisia dacă într-adevăr se dovedește. Deocamdată nu s-a demonstrat. Păi normal că ar trebui să reprezinte. Păi cine dă doctoratul, cine are și își dă doctoratul, dar să și-l dea cum trebuie. Nu cred. Probabil că pentru unii care chiar muncesc ca să le obțină, dar părerea mea este că dacă a ajuns și Boșcodeală să aibă doctoratul, nu știu în ce l-a luat, în primărie, în altceva. În opinia dumneavoastră, a trebuit Ponta să-și dea demisia? Nu cred până nu se dovedește vinovăția. Numai pe presupuneri ei se pot condamna oamenii foarte ușor. Mai reprezintă teza de doctorat ceva în România? Eu zic că mai reprezintă pentru unii și pentru alții nu prea. În opinia dumneavoastră, trebuie să-și dea premierul demisia? Până când nu se constată că într-adevăr a fost plagiat, nu știu dacă ar trebui. Toată lumea poate să ajungă acolo cu puțin bani și facem toți doctorate, facem toți licențe. Nu. Important e să avem bani și să-i dăm cui trebuie. Nu. În opinia dumneavoastră, în cazul în care va fi dovedit premierul, ar trebui să-și dea demisia? Logic.